Sibienii continuă să ofere ajutor refugiaților ucrainieni. Aceștia au donat în număr foarte mare alimente, materiale sanitare, haine, iar unii dintre ei au oferit chiar și spații de cazare. Subprefectul Sebastian Șebu găzduiește o familie formată din 5 persoane, dintre care 2 copii, iar ca el mai sunt și alte 10 de exemple. Mai mulți studenți de la AFT și-au donat o parte din rația de mâncare, iar o familie de pensionari a luat decizia de a dona pensia. De asemenea, 2 familii de ucrainieni au fost ajutate să-și continue drumul către Germania, după ce marți au rămas blocate într-o benzinărie din Sibiu, nemaiputând să-și folosească banii de pe carduri. Andreea Floare, o sibiancă în vârstă de 23 de ani, diagnosticată cu encefalopatie mitocondrială și ataxie spinocerebreloasă, are nevoie urgentă de ajutorul oamenilor de bine. Tânăra trebuie să înceapă un tratament la o clinică din Italia pentru a putea rămâne în viață. Fata a câștigat până în prezent extrem de multe lupte, însă cea de acum este poate cea mai importantă bătălie pe care o va purta. Timpul este foarte prețios pentru Andreea, căci până miercuri trebuie să strângă 10.000 de euro. Găsiți pe www.oradesibiu.ro conturile în care puteți dona. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei dau motive de îngrijorare nu doar locuitorilor acestei țări, ci și celor care locuiesc în statele vecine. Sibienii și-au pus o serie de întrebări și au vrut să știe unde se află buncărele în care se pot adăposti în cazul unui atac. ISU a transmis că în județul Sibiu sunt în jur de 50 de adăposturi civile, iar 5 dintre acestea sunt amenajate în blocuri sociale din cartierul Reșița. Primăria spune că oamenii s-ar putea adăposti chiar și în pasajele subterane, Șaguna, Dumbrava și Lupeni. Deși ele nu constituie neapărat buncăre, pot fi folosite drept adăposturi pentru protecție civilă.